Sezonul rece se apropie, iar angajații de la Parcul Zoo Bucov pregătesc adăposturile animalelor pentru perioada în care temperaturile vor înregistra valori negative. O atenție deosebită este acordată viețuitoarelor sensibile la frig. Care ar fi cele mai sensibile animale? Cele mai sensibile sunt papagalii, leii, jaguarul bengalez. În toate adăposturile în care sunt cazate animale sensibile la frig și care au sursă de încălzire, există termometre unde este monitorizată temperatura și avem serviciul de permanență care supraveghează tot timpul efectivul de animalele din coliția grădinii zoologice. Nu doar temperatura este monitorizată, ci și starea de sănătate, așa că animalele sensibile la temperaturi scăzute primesc vitamine. În această perioadă se fac vitamizări de către doctorul grădinii zoologice, tocmai pentru ca ele să reziste la frig, pentru că trecerea de la cald la frig reprezintă un stres care slăbește rezistența organismului. Noi avem experiența anilor trecut și acționăm în consecință. Struții mai pot fi văzuți de vizitatori doar o perioadă scurtă. Odată cu instalarea frigului, ei vor rămâne în adăposturile închise. Toate rasele de struți, nandu, emu, african, sunt animale păsări sensibile la frig. De aceea, în această perioadă, au o alimentație nutrient concentrat cu valoare proteică mare, ca să-i facă să reziste, să treacă peste perioada de frig. Iar când vin zăpezile, îi vom închide înăuntru, ne-au adăposturi izolate și strat de paie. Leii de la Zoo Bucov sunt și ei sensibili la frig. În adăpostul lor este însă centrală termică, așa că temperatura este ideală. În adăpostul leilor avem și centrală. Avem centrală calorifere unde se obține o temperatură de minim 15-20 de grade, presupunând că e cea mai geroasă iarnă. Deci nu sunt probleme. Practic, acum ați început încălzirea în adăposturi. S-au verificat centralele și pe timp de noapte se pornesc centralele absolut la toate adăposturile unde sunt animale sensibile la frig. La zoo sunt însă și animale care abia așteaptă venirea iernii. Cerbii, căprioarele sau muflonii nu au nevoie de îngrijiri speciale în sezonul rece. Animalele care nu pun probleme pe perioada iernii și care rămân afară, deci vizitatorii pot vedea în permanență, sunt cerbii carpatini, cerbii lopătari, muflonii și, bineînțeles, iacii care se bucură cel mai tare de venirea iernii și a zăpezii, dacă se poate cât mai repede. În grădina zoologică de la Bucov sunt îngrijite peste 450 de animale din 60 de specii.